Haideți să vorbim despre această româncă și despre faptul că, uite, în acest moment, deși i-a luat italianului de 73 de ani 800 de mii de euro, acum italianul, de fapt în urmă cu 2 ani, a depus plângere prima dată în Italia, apoi a ajuns în România. Dosarul ar și fost reținut atunci la început pentru 24 de ore, cred. Și acum s-a tot judecat acest proces. Și ei bine, sentința, care încă atenție nu este definitivă, e important de menționat, condamnată la 5 ani de închisoare cu executare și returnarea sumei de 700 și ceva de mii de euro, 760 de mii. Eu m-aș întreba dacă acest bărbat este în deplinătatea facultăților mentale, pentru că să dai 800 de mii de euro unei femei care nici în 2 ani. În 2 ani? Ce sunt 800 de mii de euro? Adică nu a dat o dată 800 de mii de euro. Ai văzut, da, 3.000 de euro, 5.000, casă, o mașină, o bijuterie, nu așa 800 de mii dintr-o dată. Mai ales că diferența de vârstă este foarte, foarte mare. Adică orice om... Eu cred că a crezut că îl iubește sincer. Păi da, așa, serios. Da, dar nu, serios, tu ai zis o formă de glumă. Da, dar omul, la prima vedere, omul a considerat lucrul acesta, chiar a spune acolo în plângere că această româncă i-a făcut promisiunea că vor locui împreună, că vor trăi împreună până la sfârșitul vieții și că vor face și două fete împreună. La 73 de ani. Da, este clar că nu... Nu mai avea toată mintea la el. Adică un om de, un bărbat de 73 de ani să-și dorească o familie cu o tânără care câți ani are? 30, 43 de ani de diferență. Da, că nu e decât la jumate. Da. De ce nu i-a pus inelul pe dege să o ceară în căsătorie și era făcut, adică să-i dea banii după? Nu era mai ușor și mai logic și mai normal? Adică dacă tot vrei să faci să construiești o familie, o ceri în căsătorie, femeia vine, locuiește cu tine și poate apoi poți să-i dai tot. Nu era, el nu era căsătorit, era văduv de câțiva ani, ea lucra într-un club, într-un bar din Italia, el avea pe atunci o companie care livra băuturi și zic așa ar fi cunoscut-o. Acum sunt o felul de gurele sau nu, cum că ea era un fel de dansatoare sau mă rog altceva, dar nu pot să vă spun la televizor, după aceea alte persoane spun că nu, ea pur și simplu era imagine acelui club. În fine, s-au cunoscut în acel club. Deci omul a văzut-o în realitate, doar că ulterior i-a plecat în România și acești 2 ani i-ar fi petrecut mult în mediul online prin convorbirile telefonice. Acum, această decizie, care, repet, nu este definitivă, pentru că această româncă a și făcut apel, o să-l avem în legătură directă pe avocatul fetei imediat, a făcut, vă spuneam, apel, ea spune că nu e de fapt nicio înșelăciune și că pur și simplu omul i-a dat bani de bunăvoie. Așadar, România în aceste momente este părțită două. O parte să plătească, merită pușcărie, a înșelat omul nevinovat cu intenții pure, de cealaltă parte, da, fata știută a avut arta persoasiunii. Acum... Cum e situația din punctul tău de vedere? Eu cred că prostia se plătește și în cazul ăsta 800 de mii de euro a fost plată. Adică, măi, la 73 de ani trebuie să ai puțin creier. Avea 70, adică 70. Mă rog, nu, la 70 așa, de ani trebuie să ai puțin. Unde a cunoscut-o? Da? Deci tu, bărbat în toată firea, cu o experiență că doar 70 de ani nu fi stat să se uite doar pe geam, te duci și cunoști o femeie care este dansatoare sau mai mult decât atâta într-un bar, tu îți dai seama foarte bine de fapt cine și ce este ea, după care o creditezi în felul ăsta. Deci cumva el s-a înșelat singur, după părerea mea. Deci pur și simplu a vrut... să intre într-o anumită poveste. Și a făcut o poveste și a vrut să intre în ea. Și nimeni nu poate să-ți facă decât ceea ce tu îi dai voie să-ți facă. Adică nu a fost furt, nu i-a luat... Acum nu știm toate detaliile. Adică da. Păi tu mai e momentul să aflăm mai multe detalii și totodată să vedem care este probabilitatea de a scăpa de închisoare sau nu. Așadar îl salut pe avocatul Radu Marinescu. Este avocatul fetei, este avocatul Simonei. Bună ziua, domnule avocat, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră, bună ziua și celor prezenți acolo. Ce vă face clienta? Care-i starea ei de spirit când a aflat că, cel puțin momentan, este condamnată la închisoare? Face sau nu face închisoare?
Simona este o luptătoare. Simona consideră că lucrurile nu stau așa cum, din păcate, s-au stabilit doar într-o primă instanță, pentru că am declarat apel. Este dezamăgită de faptul că foarte multe din argumentele și probele pe care ea le-a prezentat nu au fost luate în considerare. Dar este optimistă că la apel argumentele pe care le prezintă vor schimba punctul de vedere judiciar. Vă rog să-mi exemplificați ce probă a vrut să prezinte la proces și nu a fost luată în considerare. Din punctul nostru de vedere, chestiunea cea mai importantă este că acest domn care o acuză și care este o persoană matură cu foarte multă experiență de viață, om de afaceri, adică un om care înțelege lucrurile și nu cred că poate fi foarte ușor influențat. Anterior relații cu Simona, cunoscuse o altă fată româncă cu care intrase în relații, căreia îi dăduse nuda proprietatea apartamentului. Iar atunci când această fată s-a despărțit de el, a dat-o în judecată să ia înapoi apartamentul. După care o cunoaște pe Simona, îi aveți dă un probleme în acest sens? Ați luat legătura cu românca respectivă? Sigur că da, există probleme. Deci la nivel de veridicitate, ce spuneți dumneavoastră aici, nu doar la nivel de vorbe, de declarații. Este la nivel de certitudine, pentru că există acte care atestă aceste transferuri de proprietate și apoi demersurile pe care domnul în cauză le-a făcut ca să ia înapoi ceea ce oferise voluntar. Aș putea să cred că odată pot să fii victima unei înșelăciuni, dar dacă lucrurile se întâmplă de două ori, care este probabilitatea să fii înșelat în serie, ca să spun așa? Noi am cerut în fața instanței să fie audiată această persoană, prima persoană care a fost în relație cu Și românca respectivă voia? Era de acord? S-a refuzat această chestiune, din păcate, de către prima instanță. Sperăm ca la instanța superioară să obținem administrarea acestei probe. Pentru mine este foarte importantă, pentru că poate să arate într-o altă lumină lucrurile așa cum s-au desfășurat între italian și Cora, și dacă Simona. Vrei să întrebi ceva, te rog, că mă uitam la tine, dacă ai un gând anume, dacă ți-am citit gândul. Mă rog, se poate cumva vedea o anumită manieră de a proceda domnului în cauză în relații. Deci intră într-o relație cu o persoană mult mai tânără, e foarte darnic, când relația se strică, vrea să ia lucrurile înapoi. Deci asta a făcut cu precedenta cu apartamentul, acum face cu Simona cu banii. Ea da niște bani, acum îi vrea înapoi. Deci el, de fapt, e un modus operandi, până la urmă. Dacă se poate proba această chestie, cred că va atârna destul de greu în instanță. Eu pot să mă refer la aspectele factuale, aspectele concrete și certe. Este cert că anterior cunoașterii Simonei, acest domn a oferit apartamentul său unei tinere românce, iar apoi a dat-o în judecată să îi ia înapoi. Mai mult decât atât, el i-a spus Simonei că se teme că fata din Galați, era acea fată, îl va acuza de falsificarea documentului prin care încerca să ia înapoi acest apartament. Și știu că în acel proces dintre italian și acea fată, fata s-a apărat spunând că un înscris care ar fi promis restituirea apartamentului era falsificat de către italian. Nu pot să fac eu afirmația că era fals sau nu, dar acestea erau acuzațiile pe care fata îi le aducea. Dar în acest moment înțeleg că este pus sechestru pe absolut toate bunurile Simonei, bunuri ce totodată înțeleg să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu, nu sunt toate pe numele acesteia. Dacă este așa, cum a putut fi pus sechestrul? Sechestrul este o măsură care se dispune în procesul penal pentru a se asigura garanții de recuperare a prejudiciului sau a cheltuielilor. Sechestrul se instituie asupra bunurilor atât cele aflate în posesia persoanei suspectate, cât și dacă au fost înstrăinate în anumite condiții către alte persoane. Domnule avocat, vă rog mult de tot, haideți să enumerăm pe degete, căci Simona e de enumerat pe degete, ce a obținut. Se consideră până în acest moment, repet, că vom vedea mai departe, că vorbim totuși de un apel, că aceasta ar fi luat de pe urma italianului, doar spunându-i că are anumite probleme sau că își dorește anumite lucruri și mod, domnul, că înțeleg în mod benevol, nu scrie nicăieri că acesta a fost forțat sau, mă rog, în alte moduri să-i dea anumite lucruri. Așadar, ce a obținut până acum? Vă rog să spuneți proprietățile, că sunt tot felul de terenuri în Năvodari, apartament în Mamaia, apartament în Ilfov, aici, lângă București. Apoi, mai spuneți-mi, am trei. Ce mai are? Am înțeles. În primul rând, dați-mi voie să fac o precizare. Vă rog.
Domnul italian a fost persoana extrem de insistentă în această relație. Chiar dacă Simona i-a spus în mai multe situații că ar vrea să se despartă, că ar vrea să plece, că ar vrea să înceteze, a insistat și Simona îmi spune că a ajuns până acolo încât a amenințat că se sinucide dacă nu rămâne cu el. Sunt afirmații grave și cu puternic impact emoțional. Aveți dovezi în acest sens? Sunt mesaje sau mail-uri, că mail-urile sunt considerate oficiale? La dosar sunt mesajele în care dânsul insistă, îi cere în mod repetat să rămână cu dumnealui, iar Simona mi-a relatat că inclusiv o posibilă sinucidere a fost invocată de... Deci această posibilă sinucidere a fost relatată, e important de precizat asta. Da, mi-a relatat Simona această chestiune, însă la dosar... Dar el venea și zicea, există probe, sau dacă nu, v-a relatat, el venea și spunea domnul italian, uite, dacă nu te desparți de mine, îți mai dau o mașină, îți mai dau un diamant, îți mai dau o casă, îți mai dau un apartament și așa mai departe, da. Venea cu daruri materiale pentru ca aceasta... să continue legătura care înțeleg că a fost mai mult online, ea în România, el în Italia. Ce pot să vă spun este că la un moment dat dumnealui îi cerea Simonei să fie de acord să-i restituie uzufructul pe care el îl oferise, că îi dă un Bentley. De exemplu, o ofertă făcută de dumnealui cu niște bunuri care sunt semnificative. Dar ce trebuie spus aici este că principalul bun pe care l-a avut acest cetățean italian a fost un apartament, acel apartament. Da, da, da. Voiam să ajungem la asta. Mulțumesc. Așa. El nu mai avea proprietate. Nu, dar proprietate era dată acelei fete din Galați anterior relației cu Simona. Simone i-a dat numai uzufructul la începutul relației dintre ei, când nu se punea problema de viitor comun, de promisiuni, de altceva. A fost o ofertă pe care i-a făcut-o pentru a fi împreună. Ce s-a vândut ulterior acest apartament, nu s-a vândut de către italian ca proprietar, că dânsul nu mai avea nici nuta proprietate și nu mai avea nici uzufructul. Cele două fete au vândut ceea ce era în proprietatea lor. De aici noi apreciem că s-a creat o falsă reprezentare asupra prejudiciei italiane. Aș vrea să vă întreb dacă ea a mai primit bunuri și după ce a spus că vrea să se despartă de el. Păi da, tu mai ai zis că a făcut, adică, o ofertă de Bentley. Păi, da. De fapt, nu mai este vorba de o relație aici. Că da. Nu este vorba de o relație. O relație este de comun acord și o relație se bazează pe iubire. Aici este ceva de vânzare-cumpărare. Nu e vorba de o relație. Adică o intervenție, dacă îmi permite. Da, vă rog, domnule avocat, sigur. Da, am auzit în platou, una dintre doamnele invitați chiar remarca o incompatibilitate între pretinsa naivitate a unei persoane și vârsta și respectiv frecventarea locurilor. El a cunoscut-o pe Simona mergând într-un loc unde fetele dansau, unde nu cred că o persoană poate considera cu atâta naivitate că cunoscând un loc, o persoană într-un asemenea loc, e cazul să fie o iubire pură și naivă. Aici nu vorbim despre nu e vorba despre o relație. Da, exact. Adică da, e adevărat și cu asta închide și subiectul atât de interesant, că domnul și-a vândut tot ce avea, tot ce ajunsese domnia sa, să nu mai aibă ce să mănânce, cum relatează presa că invoca românca noastră, că nu mai are nici măcar ce să mănânce și îi cerea bani domnului. Așa, vă întreb, a ajuns în condițiile acestea de viață, ci că trăiește într-o cămăruță insalubră, fără baie? Eu vreau să vă spun că atunci când Simona i-a spus că nu vrea să vândă uzufructul, el i-a spus, te rog frumos, eu trebuie să vând, el a încercat să o convingă pe ea să vândă. La acel moment avea pensie, aproximativ 4.000 de euro, dacă mi-aduc aminte. Plus că Simona, când s-a vândut uzufructul ei și cealaltă parte a vândut proprietatea... Vă rog, pentru toți spectatorii, ce înseamnă, domnule avocat, uzufructul acesta? Doar dreptul de a folosi apartamentul. De a folosi. Simona n-a avut acest apartament. Simona nu i-a vândut acest apartament. Acest apartament a fost al fetei din Galați. Răspundeți-mi succint la întrebare, vă rog. În acest moment, din informațiile pe care le aveți, trăiește domnul italian în vârsta de 73 de ani într-o cameră insalubră fără baie? Eu nu știu unde trăiește dânsul, eu nu vreau să spun ceva denigrator la adresa dânsului, dar avea o pensie și în fața instanței a spus acest lucru de aproximativ 3.000-4.000 de euro. Am înțeles, Simona, ziceți... când a înstrăinat acea folosință, i-a transmis 20 sau 25 de euro. Deci Simona a fost
corectă până la urmă cu dumnealui. I-a dat niște sume de bani. Nu cred că imaginea aceasta de om care trăiește cu o portocală e corectă, părerea mea. Am înțeles. Aflăm după pauză dacă, că aici începusem doar că am deviat ușor de la subiect, dacă în aceste momente clienta dumneavoastră riscă sau nu pușcăria, efectiv vom afla ce se va întâmpla, pentru că acest subiect rămâne în dezbatere, toată lumea voiește despre acest subiect. Vă mulțumesc!